enigmele din Providence. Înainte să existe gheața și focul, înainte de apariția triburilor, cele șapte maimuțe au îngropat o comoară inestimabilă a omenirii într-un loc fermecat. Dar azi comoara e în pericol. Doar cel care va citi acest pergament va putea să o protejeze, înfruntând forțele răului pentru a dezlega misterele din Providence. Dolidol. Nu mă dau înapoi când e nevoie de ajutor. Acela e piscul scorpionului. Acolo e grota. Nu-ți face griji, Oscar. Facem un tur. Gata, puțin de rău. Să coborâm. Nu, nu, nu o să scăpați așa de mine. Fii înțelegătoare, e singura soluție. Ați făcut-o intenționat. De ce spui întotdeauna asta? Întotdeauna ai vrut să faci expediția asta cu Marten și fără mine. Haide, haide, cară-te! E mai bine să ne întoarcem. Bine! Katia, cumva ești geloasă pe Martel? O ceartă între prieteni? Gelozia, ce sentiment nesuferit! Dragă Katia, cum ai reacționa dacă... știu? Atenție, copii! Nu culegeți decât plantele pe care vi le-am arătat și nu vă îndepărtați! Ați înțeles? Da, doamna învățătoare! Cât are de gând să se țină după mine! Jimmy, oprește-te! Întoarce-te! Jimmy! Jimmy, nu e amuzant! Nu mă mai joc! Ei, frumoasă Katia, ești gata să-ți pui emoțiile la încercare? Perfect! Ești irezistibilă! Succes, Oscar! 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 Oscar, ești acolo? Jimmy a dispărut în grota de pe piscul scorpionului. Nu știu ce să fac. Nu înțeleg. De ce trebuie să-l căutăm noi pe Jimmy în toiul nopții? Pentru că trebuie să evităm un scandal. Adrenalina a făcut o schiță cu amplasarea grotei. Vai de mine. Hai, urcă. Dacă fără ciocolata mea caldă nu sunt bun de nimic dimineața, crezi că noaptea? Poftim, Marten. Hei, Marten! Nu-ți plac perele uscate? Sunt excelente pentru sănătate, mai ales noaptea. Aiurea! Ce căldură! Nu pot să cred! Au reluat expediția fără mine! Tâlharii! Tâlharii? Nu ți roți mânia, Katia! Încă n-ai văzut nimic!
Ce-a căutat în grotă ștrengarul ăla mic? Dacă Oscar nu-l găsește, voi fi concediată! Adrenalin, unde e Oscar? E acolo! Exact ce am crezut, e o galerie în capăt. Marten, alo, Marten, vii? Nu crezi că ar fi mai bine ca unul să rămână afară? Dacă nu te întorci într-o oră, merg să caut ajutoare. De acord. E pe acolo, dar parcă ar fi pași de femeie. Sunt urme proaspete. Oh-oh, ce e asta? Wow! Magnific! De unde vine lumina? E minunat! Nu pot să cred că e o întâmplare. Nu, galeria asta a fost săpată astfel încât să fie luminată și noaptea ca ziua, sunt sigur! Oh, desenele astea sunt foarte vechi, dar mă întreb... Katia! Dar... Katia! Eu sunt Oscar și tu ar trebui să-mi dai drumul, am o fire foarte pașnică. Ce forță, dar ce ți-am făcut? Eu am ajuns prima aici, e descoperirea mea. Dar eu nu sunt arheolog, caut un școlar care s-a rătăcit pe aici. Eu sunt Dolly Doll, specialistă în cercetarea originilor lumii. Locul acesta conține mistere pe care nimeni nu trebuie să le descopere înaintea mea, înțelegi? Dacă ți-l dau pe băiat și te conduc la ieșire, îmi jur că vei păstra secretul? Îți jur pe masca mea indiană și pe scutul papuaș. Nu trebuie să ne conduci? Hă? Aici e un labirint. Cei dinaintea ta n-au găsit drumul. De ce mă privești așa? Semănați cu o prietenă de-a mea. Marmira, eu sunt unică. Să-l căutăm pe micul ștrengar. Haide, jos! Te întorci acasă! Urmați-mă! Oh, încă o intrusă. Și tu cine ești? Dolia e Katia, prietena de care ți-am vorbit. Poți să ai încredere în ea. Pare vicleană, nu-i spune nimic, altfel vei avea de-a face cu mine. E acolo ieșirea, la revedere. Și nu mi se pare deloc că semănăm. Oscar, poți să-mi explici cine e arțăgoasa aia? Să ieșim, e timpul să-l ducem pe Jimmy la părinții. O cheamă Dolly și e la fel de nesuferită. Ce tot fac? Vai de mine! În sfârșit! Începeam să-mi fac griji. Ce e cu mutra asta? Păi... Hop! Dar... Adio, loc sinistru! Stați! Stop, Marten, e Dolly, poate i s-a făcut frică. E treaba ei, a noastră e să-l înapoiem pe Jimmy, chiar tu ai spus-o. Și în curând va veni furtuna. Ați putea să vă duceți în oraș, ne-ar prinde bine o noapte într-un pat adevărat. E clar că nici nu știi ce vrei. Urcă, ne înghesuim, Katia, ia-l pe Jimmy pe genunchi. Ei, te-ai instalat bine? Scuze-mi, nepolitețea. Să nu vorbim de asta. Jimmy, dacă îmi povestești ce e în grota aceea, nu te voi pedepsi. Și aș putea să te scutesc de tema la matematică pentru mâine. Pană, ce ghinion, și Dolly a dispărut. Te-am căutat peste tot. Nu suport uscatul. De obicei locuiesc pe barca mea, e un velier. Un velier?
Mai de mult eram capitan de cursă lungă. Capitanul Oscar, știu, o carieră strălucită. Mi-am făcut timp să-ți vizitez casa. Ce faci aici? E orașul meu natal. Mi-am regăsit prietenii și vreau să descoper secretul din Providence. De unde știi? Am găsit în grotă ceva care te-ar interesa. Dolly, te implor, vreau să te însoțesc. Cu o singură condiție, expediția noastră să fie secretă și mai ales nicio vorbă prietenilor. Facem o tură, capitane Oscar. Bună treabă, frumoasa mea. Ce s-a întâmplat? Nu știu dacă... Cum? Vai de mine! Nu știu. Rudolf! Adoratul meu Rudolf! Am soluția tuturor problemelor noastre! În Providence există o grotă cu desene preistorice. Vor veni turiști din toată lumea. Vom construi hoteluri, buticuri cu suveniruri. Ce minune! Unde e grota? La boalele piscului scorpionului. Plecăm în expediție? Ascultă, adrenalinul, rolul unui primar nu este să plece în expediție. Și de ce nu? Dacă o descoperi tu primul, va fi botezată grota Rudolf. Sunt foarte ocupat. Din cauza neglijenței tale, trebuie să vorbesc cu părinții elevilor. Fuga lui Jimmy i-a neliniștit. Dar micul meu Rudolf, n-am făcut-o intenționat. Nu, Katia, exagerezi. Nu, mi se pare suspectă. Plecați la grotă? Nici vorbă, scumpă. Oscar îmi va arăta orașul Providence. Știi, n-ai nevoie de cască să vizitezi orașul. Dar dacă vă e frică, eu și Martin putem să vă însoțim. Mie nu-mi place să-mi schimb programul în ultimul minut. E mai bine să merg singură. Dolly, așteaptă-mă! Oh, nu pot să cred! Katia! Caut un indiciu, o dovadă! Oscar e în pericol! Ce tot spui? Oscar a plecat la plimbare cu Dolly. E adevărat că e temperamentală, dar... Eu cred că are intenții rele. Vrea să ne despartă de Oscar. Katia, mi se pare mie sau ești geloasă? Geloasă? Asta e bună! Vreau să-l salvez pe prietenul nostru, înțelegi? Atunci urmărește-i, n-ai nevoie de boluri de cristal ca să știi unde sunt. Tu nu vii? Eu mă duc? Oscar nu m-a invitat. M-am rătăcit. Unde e grota aceea? Stânca a fost săpată de locuitorii vechiului oraș care voiau să se apere de cotropitori. Privește! De aici locuitorii puteau supraveghea dușmanul. Vino, să mai vezi ceva. Iată templul vechiului Providence. Aceste desene au cel puțin 3000 de ani. Dar acum 3000 de ani călătoreau deja în spațiu? Sunt atâtea lucruri pe care mai trebuie să le descoperi, micul meu Oscar. Nu, asta nu! Ți-am spus să încetezi! Iartă-mă, Oscar, m-am înfuriat. Un simplu bliț distruge desenele. Exact ce bănuiam. Acum 3000 de ani, Providence a fost inundat, locuitorii s-au refugiat aici. Apoi au construit corăbii și au plecat pe Marea Chinei. Nu văd nici corăbii, nici pagode chinezești. Limbajul e codat, desigur. De aceea sunt arheologii. Ajutor! 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 Adrenalin? Ce e cu tine aici?
Mă sufoc, vreau să ies de aici. Ajută-mă, mă doare. Ce-i asta? Dolly, unde e Oscar? Ce i-ai făcut? Ajutați-mă, mi-e foame, mi-e Asta fete. E adrenalin? Și dincolo e fata aceea care mă spionează. Inadmisibil, nu ești destul de discret. N-ai decât să mucegăiești aici cu prietenii tăi. Oscar, împinge-o pe adrenalin, e un drag. Cel puțin nu mai țipă. Ce amuzant, ce cauți tu aici? Cum vom ieși de aici? Dolly a plecat. Sunt urmele mele, uite. Mi-am pulverizat pe tălpi paiete de carnaval. Genial, știi și cum s-o trezim pe adrenalin. Sunt salvată! Aer, aer, aer! Da, ciudată grăsană plângăcioasă ce ești! Ia-te-o la treabă! Oscar, trebuie să plec pe Marea Chinei. Dacă ești interesat, am un loc pentru tine pe velierul meu. Asta vrei tu? Să iei pe Oscar, dar cu ce scop? Katia, poate că secretul din Providence e în China. Desenele din grotă sunt o dovadă. Nu te cred, ești o mincinoasă, Dolly. Hei! De ce zi am avut parte? Mă simt rău. S-a terminat. Dragii mei, orele în natură pot continua fără pericole pentru copiii voștri. Ce? Tocmai am descoperit o grotă preistorică deasupra orașului cu niște desene chinezești magnifice. Unde? Vreau să merg. Vă rog, fiți calmi, domnilor. Cercetările le-am autorizat eu. Nimeni nu va vizita grota înainte de inaugurare. Cât mai repede posibil. De mult timp pregătim acest moment important. Ce ușoară e ca o pană. A fost o luptă cinstită. N-a primit nicio lovitură nepermisă. Rău de uscat, li se întâmplă doar marilor navigatori. Cel mai bun remediu e să simtă tangajul. Aveai dreptate, Oscar. Dolly e o papă lapte. Ca și tine, Navion. Te rog, nu o compara cu mine. Nu-mi seamănă chiar deloc, să știi. Oscar, m-ai salvat. Da, totuși să nu exagerăm. Katia, m-am gândit la ce mi-ai spus și mi-am făcut griji. Oscar e bine? Foarte bine, e cu Dolly a lui. Vrea să-l ducă departe de Providence. Oscar vrea să plece? A făcut poze. Ura! Katia, dacă Oscar vrea să plece, e dreptul lui. La urma urmei e liber. Vă rog, domnilor, puțină răbdare. Vă vine rândul tuturor. Dragi locuitori din Providence, vocea îmi e întretăiată de emoție. Ceea ce am văzut în această grotă și ce veți admira întrece orice imaginație. Mulțumesc, Marten, ești amabil că ne conduci la aeroport. Mă doare inima că vă părăsesc, dar... Secretul din Providence e cel mai important. Poftim, ai uitat asta? Aparatul? Dar cum? Katia tocmai developează filmul în laborator. Nu vrei să o aștepți? Oscar, plecăm! Iar începe să-mi fie rău! N-am salutat-o pe Katia! Sosesc! Inscripțiile din grotă nu pomenesc nimic de secretul din Providence! Nu asculta, Oscar! Ea nu știe nimic! Cu un dicționar bun, scumpa mea, nu e nevoie de magie ca să traduci inscripțiile străvechi! Nu-i permit să mă insulte! Oscar, vino, îți voi dovedi că am dreptate! Ia te uită, nu-ți mai este rău? Cel mai bine ar fi să verificăm la fața locului! Cum vreți! Urmați-mă! Cu mândrie, dragi concetățeni, vă voi conduce spre galeriile magnifice în care au trăit strămoșii noștri cu mii de ani în urmă. Foarfeca?
Fiți calm, fiți calm! Oscar, Katia, așteptați-mă! Vă rog, așteptați! Opriți-vă, picioarele mele, barbarilor! Prieteni, nu pot să cred că ați dispărut. Ultima oară când am văzut vulturii ăștia, da, eram în apropiere de grotă. Marten! Da! Nu pot să aterizez, coborâți pe malul lacului. Să mergem, Oscar. După avalanșa asta de pietre nu mai putem face nimic pentru Dolly. Dumnezeu le privește! Timpul să dispari, frumoasă Dolly! N-am mai găsit corpul lui Dolly. Poate era o fantomă. Nu exista cu adevărat. Cu atât mai bine, era insuportabilă și în plus însemăna. Ce e atât de amuzant? Ai recunoscut că semăna cu tine. Ăsta nu era un motiv să mergi cu ea la capătul lumii și să ne arunci ca pe niște șosete vechi? Încetați! S-a terminat cu grota și cu Dolly. Calmați-vă! Facem o tură pe lac? Eu nu pot. Am ceva de terminat. Dar, stai! Lasă-l! Nu poți să-l schimbi! Trebuie să-l acceptăm așa cum este! Ce noroc că am putut să fac alte poze înainte ca grota să se surpe! Voi descifra în sfârșit misterul! Nu de data asta, Oscar! Nu de data asta! Au dublat în limba română actorii Daniel Vulcu, Mirela Corbeanu, Ana Maria Vlad, Adrian Locovei, Ileana Iurciuc, Iona Brudan, Ionu Ruscuț, Richard Balint, Anca Sigmirean. Traducerea și adaptarea Ioana Chiba. Regia Mariana Presecan și Doru Presecan. Dublajul a fost realizat de Zoo Studio Oradea.